Utilaje de ultimă generație în valoare de 6 milioane de euro au intrat în dotarea Societății Drumuri și Poduri Maramureș. Prin aceste investiții, Consiliul Județean își propune să crească capacitatea operațională în regie proprie, astfel încât să poată reabilita cât mai multe drumuri, dar cu bani mai puțini. Se dorește reducerea costurilor, dar mai ales creșterea calității lucrărilor. Aici puteți să observați cum arăta Societatea de Drumuri și Poduri a județului Maramureș. Acestea sunt utilajele pe care le foloseau în întreținerea drumurilor publice. O parte din ele, că sunt și mai vechi de atât, dar care nu mai sunt prezente aici, pentru că am încercat să le casăm și să scăpăm de ele. Strategia în Societatea de Drumuri și Poduri era să achiziționăm utilaje second hand, poate chiar de 10-15 ani în vechime unele dintre ele, și să le rulăm până când cad toate de pe ele. Evident că acele utilaje aveau nevoie tot timpul de service, de suduri, de tot felul de costuri de întreținere lucruri. Și evident că costurile de întreținere erau foarte mari, iar competitivitatea societății foarte scăzută. Și aici puteți să faceți o tură să vedeți despre ce este vorba. În mod evident că vorbim de utilaje extrem de vechi. Unele dintre ele sunt uzate și moral și din toate punctele de vedere. Uitați-vă cum arată, nu știu, dacul ăla sau cum se numește, cred că e mai bătrân ca mine cu siguranță. În mod evident că cu astfel de utilaje nu ai cum să fii competitiv pe piață și în mod evident că nu poți să faci calitatea care se cere astăzi pe piața de drumuri și poduri din județul Maramureș și din toată țara până la urmă. Și aici deja putem să vedem noua față a Societății de Drumuri și Poduri cu investiții serioase, investiții care pe care nu orice companie poate să le realizeze, dar care cu siguranță vor aduce ceea ce ne dorim noi, și anume calitate mai bună pentru drumurile din județul Maramureș, competitivitate în ceea ce privește prețul pe kilometru de drum județean întreținut sau reabilitat și calitate exponențial mai bună. Distribuitorul de liant acolo, reciclatorul în situ aici, care este piesa de rezistență din actuala trusă și care am ținut foarte mult să îl achiziționăm, care stabilizează și terasează practic drumul prin reciclarea materialului care este găsit în teren, adică pe drumul respectiv. Autograderul, unimogul, excavatorul, buldo-excavatorul și celelalte utilaje care urmează să vină, plus stația de asfalt nouă, nouță de 2 milioane de euro, cu o capacitate de câte tone pe 160 de tone. 160 de tone de asfalt pe oră. Vă dați seama că asta înseamnă o capacitate operațională foarte mare și asta înseamnă că societatea poate face mai mult decât face astăzi pentru Consiliul Județean Maramureș. Înseamnă competitivitate, înseamnă că ea va rămâne pe piață, se va dezvolta și va avea o activitate susținută în județul Maramureș și nu numai. Vreau însă să vă prezint ceea ce încercăm să facem cu această societate, pentru că din punctul meu de vedere Societatea de Drumuri și Poduri S.A. are un rol extrem de important în tot ce înseamnă întreținerea drumurilor publice din județul Maramureș, în tot ce înseamnă reabilitarea drumurilor județene din județul Maramureș și nu numai. Este o societate cu potențial deosebit, dar care din păcate a fost până în acest moment susținută prea puțin, a avut o strategie foarte slabă în ceea ce privește dotările, în ceea ce privește
partea economică a societății. Iar în ultimii 2 ani de zile am avut foarte multe discuții, analize pe care le-am avut cu societatea și în cele din urmă am luat decizia să achiziționăm dotări de ultimă generație, astfel încât această societate să poată fi competitivă pe piață, să aibă prețuri competitive și, în mod evident, să facem lucrări cât mai de calitate pe drumurile județene din județul Maramureș. Doar stația de asfalt a costat 2 milioane de euro, iar autograderul este unic în țară. Utilajul a fost livrat exclusiv societății Drumuri și Poduri Maramureș. Aici avem un buldo-excavator care are o putere de peste 100 de cai și este dotat cu instalație de piconat, cupă de taluzat și ne ajută foarte mult ca să lucrăm din ce în ce mai repede. Din coace avem un excavator de 27 de tone, care este tot așa echipat cu instalație de piconat și cu picon și îl folosim tot așa ca să creștem productivitatea muncii noastre. Păi ăsta este și rolul pe care l-au aceste utilaje, și anume de a crește productivitatea, de a putea reabilita, reamenaja și întreține mai ușor toate drumurile județene din județul Maramureș, chiar dacă trecem printr-un proces de reabilitare prin fonduri europene, unde Societatea de Drumuri și Poduri nu poate să intre ca și contractant al Consiliului Județean Maramureș, asta nu înseamnă că nu sunt suficiente drumuri județene în județul Maramureș care trebuie să reabilitate și care trebuie să întreținute, pentru că noi așa sunt și cele care sunt reabilitate trebuie întreținute, sunt lucrări de întreținere în fiecare an. Aici avem un autograder John Deere 6x6, este primul John Deere din țară care a fost de tipul acesta care a fost livrat societății Drumuri și Poduri. Deci este practic un utilaj exclusiv în acest moment. Da, furnizorul a intrat pe țară, în țară cu acest utilaj pentru prima dată. Și ce face utilajul acesta? Păi cu el are sistem GPS, se poate conecta la topograf și să niveleze automat, fără ca să fie nevoie de șofer. Practic nivelează drumurile și le pregătește pentru... Exact. Și totul se face automat prin sateliți. Practic este un utilaj de ultimă generație, cum sunt toate cele pe care le prezentăm aici, da? Da. Hai să mergem mai departe. Aici am achiziționat un Unimog, tot așa de ultimă generație, care are în dotare perie, lamă de zăpadă, bazin de apă. Practic, din ce observ, partea de perie nu este nouă, ați avut-o deja în dotare. Da, am avut-o în dotare, dar toate astea se... Utilajul în sine este unul nou și de ultimă generație. Trebuie spus că aici vom mai achiziționa astfel de utilaje și că cu aceste utilaje, practic, curățăm tot ce înseamnă drumuri județene, adică acostamente, curățăm, toaletizăm copaci, curățăm șanțurile, amenajăm șanțurile și este un utilaj multifuncțional, inclusiv pentru dezăpeziri sau alte lucrări pe drumurile publice. Un utilaj extrem de important este reciclatorul, prin care se stabilizează solul, se reciclează asfaltul, după care materialul se repune pe drum. Aici este reciclatorul. Reciclatorul în situ, nu? Da, așa reciclatorul în situ, are peste 600 de cai, poate recicla până la 600 de milimetri adâncime, are un motor de 15.000 de metri cubi, foarte mare. Și cu el putem face mult mai rapid orice lucrare de drum. Bun, da. Ce înseamnă? În principal se stabilizează solul cu el, reciclăm asfaltul, cam astea sunt principalele
activități. Și practic care le putem materialul face. Care există în acest moment. Exact, se repune pe drum cu ajutorul unui liant. Se reciclează prin acest utilaj. Se adaugă un liant. Se adaugă un liant și pe urmă se stabilizează acel și devine practic un se face baza drumului. Un strat de suport. De bază, de suport. Da. Și acesta este tot nou, tot primul, înțeleg, livrat de Virgen în România de acest tip, acest model de capacitate așa de mare. Ridicată. Și care cât practic poate face pe zi? Am înțeles că poate face undeva la 1-1,2 km pe zi. Da, în funcție de tipul de teren în care lucrează, poate face. Asta înseamnă 1,2 km pe zi. În 10 zile putem face un drum județean de 5 km. Da. Practic merge pe o bandă și încă o bandă. Exact. Nu? Are 240 de mm lățimea de acționare. Deci cam 2,4 metri. Așa. Acesta este distribuitorul de liant, care pune liantul înaintea reciclatorului. Astfel încât astfel, procesul tehnologic. Exact, nu? E în procesul tehnologic. Și mai trebuie să vină, ca să poată funcționa, mai trebuie să avem vină. Avem și cilindru terasier mare, o să-l vedeți mai încolo. Acela este cilindru. Acela este cilindru terasier. Practic, întreaga trusă de reciclare conține cilindru terasier, autograderul, distribuitorul de liant și reciclatorul. Bun. Și mai trebuie să vină freza? O freză de asfalt, da? Așa. O volă și o stație de asfalt. Și stația de asfalt, care este extrem de importantă ca procesul tehnologic exact. Să fie complet și să avem practic toată trusa completă, să putem face un drum de la A la Z. Mai avem nevoie și de stația de asfalt, care când încep încărcările lunia care urmează și cam în 2 săptămâni o să ajungă toate componentele, după care începem să toate componentele o asamblăm. Însemnă în câte camioane? 20 de camioane o să fie transport întregii stații. Investițiile nu se opresc aici. Consiliul Județean Maramureș anunță că pregătește un proiect pe fonduri europene care ar urma să aducă societății drumuri și poduri alte 5 milioane de euro pentru achiziția de utilaje de întreținere a drumurilor reabilitate. Practic toate dotările pe care le-am achiziționat însumează aproximativ 6 milioane de euro până în acest moment pentru societatea de drumuri și poduri. Ceea ce ați văzut, stația de asfalt, care doar aceea este aproape 2 milioane de euro. Toate aceste dotări practic înseamnă o nouă față a societății de drumuri și poduri. Înseamnă de fapt dotări de top, cum nu mai sunt în județul Maramureș. Practic nicio societate comercială în județul Maramureș nu are dotările pe care societatea de drumuri și poduri le are și le va avea din această vară. Și practic crește capacitatea operațională a societății de drumuri și poduri foarte mult. Asta înseamnă că putem reabilita mai multe drumuri în județul Maramureș în regie proprie, adică cu bani de la bugetul local și, evident, mai multe cu bani mai puțini. Adică, practic, reducem costurile operaționale și creștem calitatea lucrărilor pe care societatea le va avea. Ce este foarte important este că lucrăm deja la un proiect pe fonduri europene, unde vom accesa alte 5 milioane de euro pentru achiziția de utilaje de întreținere a drumurilor publice, așa cum ați văzut Unimogul mai devreme. Adică vom lua dotări care să întrețină practic drumurile reabilitate și aici mă refer la acostamente, șanțuri, nu știu, toaletizare, copaci, dezăpeziri și așa mai departe. Toate acestea vor fi realizate prin lucrări în regie proprie cu Societatea de Drumuri și Poduri în urma acestor proiecte, acestor finanțări pe care noi le accesăm. Vorbim în total de finanțări de peste 11 milioane de euro care vor intra
în societatea de drumuri și poduri, în dotări de ultimă generație, astfel încât să fim o companie competitivă. Și eu sunt convins că pe viitor compania noastră de drumuri și poduri va lucra și în alte județe din regiunea de nord-vest, pentru că capacitatea operațională a societății de drumuri și poduri crește exponențial și calitatea va crește de asemenea exponențial și, mai mult decât atât, competitivitatea societății de drumuri și poduri crește exponențial. Asta înseamnă că poate oricând să fie la fel de competitivă ca și o companie condusă privat, ca și o companie privată, nu o companie a statului. Mi-am dorit practic de la început să găsesc variante de eficientizare a activității societății de drumuri și poduri, astfel încât, așa cum am spus, să creștem capacitatea operațională, să creștem calitatea lucrărilor și, în mod evident, competitivitatea pe piață. Pentru că dacă este o companie competitivă pe piață, ea poate lucra și în alte lucrări decât lucrările Consiliului Județean. Și asta înseamnă că și prețul pentru Consiliul Județean, și anume costul pentru bugetul local al județului Maramureș, este unul mai mic raportat la fiecare kilometru de drum întreținut sau reabilitat.